și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme, ei încurcând ce ele limpezesc. Ei numai tălpi și ele numai palme. Acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic impunător. Schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ce i-au făcut prin casă și pentru care plată nici nu cer, de-ar fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot și de aceea nimeni nu le crede când cad. Îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele, mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica, decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut din doi. Ce greu cu noi, femeile, în viață! Dar e și imposibil fără noi. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Diana Ioniță și cu mare, mare drag, alături de elevii atelierului muzical Ceatal Ioniță, intrăm în casele dumneavoastră într-o zi specială, o zi dedicată femeilor, o zi dedicată mamelor, cu cântec, cu joc și cu voie bună, cu daruri muzicale pentru voi, cele care dați viață și care aveți grijă ca viața să fie mai frumoasă. Vă mulțumim tare mult că aveți grijă de noi, că ne iubiți, că ne apreciați și că dăruiți câte un strop din sufletul vostru în fiecare zi din viața noastră. V-am pregătit momente extraordinare și extraordinar este și locul în care ne aflăm, pentru că gazdele noastre sunt cei de la Casa cu Blazoane, cei care și-au deschis porțile larg și ne-au primit cu sufletul să aducem în fața dumneavoastră acest spectacol minunat, spectacol intitulat Pentru femeie, mulțumim. Vrem să vă mulțumim prin cântec, așa că în minutele următoare le veți asculta pe Miriam Pârvu, Alexia Budmălai, Maria Micu, Natalia Ardeleanu și Alexandra Gribincea. Pentru mine, mama înseamnă o bucurie pentru că mă spală, îmi dă de mâncare și îmi dă tot ce are ea mai bun. Te iubesc, mama! My
decât trebuie, înseamnă totul din lume. Înseamnă toată lumea asta. Și vreau să-i mulțumesc pentru tot. Mama să nu îmbătrânească, mereu să mă aștepte în pragă, bucuroasă că el calc mai. Că pe lume nimeni nu e ca mama să mă mângâie, ca mama să mă mângâie, of, of. Să s-o ducă în locul meu, grija când pe pământ ești una, cum e noaptea pe cer luna, of, of. Dacă ai fi nemuritoare, ești semăna și mai tare. Pe pământ ești una, cum e noaptea pe cer luna, of, of. Dacă ai fi nemuritoare, ești semăna și mai tare. Pe pământ ești una, cum e noaptea pe cer luna, of, of. Dacă ai fi nemuritoare, ești semăna și mai tare. Mamă, pe pământ ești una, cum e noaptea pe cer luna, of, of. Dacă ai fi nemuritoare, ești semăna și mai tare. Mama înseamnă ființa căreia îi dau inima cu toată dragostea.
Fete,
sigură că încă de la început vă bucurați de spectacolul pe care ne-am gândit să vi-l oferim cu ocazia zilei de 8 martie. Înainte să mergem mai departe, aducem mulțumiri celor de la Casa cu Blazoane pentru că ne-au primit atât de frumos. Mulțumesc Școlii de Dansuri Marius Enache pentru că vedeți că atmosfera este de adevărată sărbătoare. Mulțumim domnului videograf Adrian Moise pentru că datorită lui ne puteți vedea în aceste momente și mulțumim postului de televiziune Inedit TV pentru că suntem aici, alături de dumneavoastră, prin intermediul lor. A sosit momentul să mergem mai departe, cu cântec, joc și voie bună. În momentele următoare le veți urmări pe Natalia Dragomir, Alexia Șonea, Raisa Gheațău, Alexandra Uță și Daria Angelache. Pentru mine, mama înseamnă un înger păzitor și o iubesc din toată inima. Face prin rai cărare. Ai la la la.
Pentru mine, mama este cea mai bună prietena mea, care a avut mereu încredere în mine, chiar și atunci când eu nu aveam. Pentru acest lucru vreau să-i mulțumesc nespus de mult și să-i spun că o iubesc din tot sufletul. Totul pe lume, jumătate din inima mea și o iubesc toată viața mea. Să zbor mai că la tine, să sărut mănuțele,
să-ți văd, mamă, bucuria. Să-mi îndrăgășelile ce ți-au umbri zilele, ce ți-au umbri zilele, mamă. Te-am visat așa frumoasă, cum pune pâinea pe masă, o împărțești la fie. Și domenie, unde ziua cea de mâine, ca să zbor mai că la tine e, ca să zbor mai că la tine. Să sărut mănuțele ce mi-au păzit nopțile, ce mi-au păzit nopțile, mamă. Mă mândresc, la ram param, tai, righi, digi, digi, dam, la ram param, tai.
Pentru mine, mama înseamnă omul care s-a dat la o parte în favoarea noastră. Când se roagă mamele, se deschid cerurile, Dumnezeu e mai aproape, să le împlinească pe toate. Poate fi mai frumos decât să poți să-i spui mamei tale la mulți ani prin cântec.
tot cu daruri muzicale, vin în momentele următoare Antonia Medeleanu, Diana Velicu, Ailin Manolache, Georgiana Davidoiu și Denis Dumitrache. Să-i ascultăm! Pentru mine mama înseamnă dragoste, iubire și e cea mai bună prietena mea. Dragă mamă, pentru mine însemn bucurie, emoție și viața mea. Dragostea pentru mamă niciodată nu a avut limite, așa că dăruiesc următoarea piesă tuturor mamelor. Cea mai mare bucurie e să știu că mama mea bani, vreau numai ca mama mea să trăiască mai.
vreau să te răsplătesc. Cu drag să te strâng în brațe și să spun că te iubesc, mă. Știu, măicuță, foarte bine ce spun acum este drept. Ca să-mi fie mie bine, ți-ai dat inima din piept, mă. We'll be right back.
Pentru mine mama înseamnă iubire, putere, dar în primul rând viață. Femeia frumoasă nu se ține în casă, vara la mama, ea iarna
cântecul răsună aici la Casa cu Blazoane, așa cum sigur răsună și în casele dumneavoastră. Motiv pentru care îi invităm să ne cânte și să ne încânte pe Otilia Voinea, Sofia Dincă, Maria Ionescu, Anais Martin și Aida Tudor. Pentru mine mama înseamnă iubire, veselie și persoană pentru care aș face orice. Visul meu e dulce și ușor. Mamă, tu ești înger păzitor. Viața mea cu tine e plină de flori. Mă înveți ce-i bine și ce-i rău. Lângă tine nu simt ce greu. Tu zâmbești, eu tac și ascult sfatul tău. Sufletul meu e și al tău, mamă. Sufletul meu e și al tău, mamă. Pentru mine mama înseamnă totul și dacă aș putea, i-aș oferi orice. Mama mea cu suflet blând.
pe care o iubesc fix așa cum este ea. Bucurie, fericire și liniște pe pământ.
Este persoana care m-ar iubi oricine aș alege să fiu și care mă susține și mă sprijină în orice aș alege să fac și o iubesc. Cu toții știm că cele mai frumoase cadouri izvorăsc din suflet, așa cum sunt și cadourile pe care elevii atelierului muzical Ceatal Ioniță vi le aduc astăzi în dar. În momentele următoare le vom urmări pe Delia Medeleanu, pe Briana Pătrașcu, Ilinca Tudor, Vanessa Rusu și Carina Toader.
Pentru mine, mama înseamnă îngerul meu și inima mea. Consider că nu există un cuvânt care să descrie exact ce înseamnă mama pentru mine. Pot spune că mama este totul. Mama înseamnă iubire, înțelegere, susținere și o voi prețui întotdeauna.
Este o floare pe care o iubesc foarte mult. Mama înseamnă cea mai bună prietena mea, unde pot să spun toate secretele și tot ce simt eu. Te iubesc, mami, și sper să trăiești cât mai mult posibil!
mama-i radă, mama-i dor, mama-i aripă în zbor, mama-i toate câte sunt, e iubire pe pământ. Toate câte sunt, e iubire pe pământ. Mama-i rază, mama-i dor, mama-i aripă în zbor, mama-i toate câte sunt, e iubire pe pământ. Mama-i rază, mama-i dor, mama-i aripă în zbor, mama-i toate câte sunt, e iubire pe pământ. Pentru mine mama înseamnă îngerul meu, înseamnă jumătate inima mea și înseamnă cel mai bun lucru pe care îl am în această viață. Pupici! Ești o femeie, ești și apă, ești și foc, înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc. O femeie, ce ești o femeie, ești și apă, ești și foc, înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc. Ce este al ei, e mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seama, dar mai presus de orice, e o doamnă. Jos pălăria pentru femei și dați
vieții femeii e ce este al ei. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietene, mamă, ce tace, ascultă, ia seama. Dar mai presus de orice e sunteți foarte mulți, cei care sunteți acum în fața micului ecran și ne urmăriți cu sufletul la gură. Motiv pentru care vă mulțumim încă o dată că ne sunteți alături și că apreciați toată munca noastră. Încă o dată vă spun că suntem la Casa cu Blazoane și deși seara ușor-ușor vine peste noi, noi ne bucurăm în continuare de cântec și de voie bună. Motiv pentru care le invităm să ne cânte și să ne încânte pe Alexia Anton, Sofia Văduva, Melissa Sandu și Bianca Niculeanu. Pentru mine mama înseamnă totul și nu cred că sunt cuvinte ce pot exprima ceea ce simt eu pentru ea. Pentru tine, mama! Ceva mai scump în lume decât mama mândru nume, cea care din legea firii ne-a pornit ceasul gândirii. Nu-i ceva mai scump în lume decât mama mândru nume, cea care din legea firii ne-a pornit ceasul gândirii. Toate le știe seama, e izvor de bunătate, să-i dai, Doamne, sănătate. Ne-am drumat pașii în viață, să fim drept, să nu mințim, ce e ura să nu știm. Înțeleapta ei povață ne-am drumat pașii în viață, să fim drept, să nu mințim, ce e ura să nu știm. Sfântă comoară e mama,
toate le știe seama. Ne-a ferit de foc, de rele, ne-a ferit de zile grele. Ne-a vegheat viața și somnul, tot rugându-se la Domnul. Sfântă comoră e mama, la toate le știe seama. Sfântă comoră e mama, la toate le știe seama. E izvor de bunătate, să-i dai, Doamne, sănătate. Mama mea drăguță, te iubesc și vreau să-ți ofer un buchet de flori și să-ți spun la mulți ani.
Pentru mine, mama înseamnă ființa care mi-a dat viață și pentru care aș face orice. Reprezintă cea mai dragă ființă a sufletului, persoana care m-a ajutat, m-a sprijinit în tot, mi-a conturat drumul în viață, s-a dat la o parte și ne-a oferit nouă tot ce a avut ea mai bun. Te iubesc, mamă! Thank you.
așezi la masă, să nu uiți nici când că școala e la tine acasă. Mamă, când îți chem copilul să-l așezi la masă, să nu uiți nici când că școala e la tine acasă. Nu-l lipsi de vorbe calde de cuvântul, Doamne, nici nu-l răsfăța prea tare, mângâie el când doarme. Un copil nu-i copăcel, el nu crește singur el. Dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, mă. Viață, ce-i frumos, nu durează foarte, foarte mult, așa cum și spectacolul nostru ușor, ușor ajunge spre final. Însă, înainte de a ne lua la revedere de la dumneavoastră, aș dori să spun că pentru mine mama înseamnă următoarele versuri. De-ar avea lumea doar mame, cum este măicuța mea, măi? N-ar muri nimeni de foame și-ar ști tot și dragostea, măi. Că de când mă știu pe lume, inima ei bate în mine. Respir eu, respiră ea, lumea ei e lumea mea, măi. De-ar avea pământul mame, cum este măicuța mea, măi? S-ar fi câștigat războaie cu vorba, nu cu arma, măi. Pentru mine mama înseamnă totul. Pentru mine femeia înseamnă cel mai prețios om de pe pământ. Așa că aveți grijă de dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor, mamelor, să fiți binecuvântate, să fiți iubite și să fiți așa cum sunteți voi.
minunate și perfecte. O seară cât mai frumoasă. Mulțumim din suflet, Casa cu Blazoane. Mulțumim Adrian Moise, mulțumesc Școala de Dansuri Marius Enache, mulțumesc dragi părinți, mulțumesc Atelierul Muzical Ceata Ioniță. Sunt Diana Ioniță și a fost o deosebită plăcere să fim alături de dumneavoastră. Din sufletul meu să nu guste din vreun rău.